Iranul trebuie să plătească prețul pentru ceea ce a făcut, a atras atenția la TVR ambasadorul Israelului în România. Modul în care va fi organizat un contraatac drept răspuns nu va fi făcut public decât la momentul potrivit. Cabinetul de război al Israelului s-a reunit aseară târziu, dar potrivit unor surse nu a luat o decizie cu privire la următorii pași. Suntem la un nivel ridicat de pregătire pe toate fronturile, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, întrebat despre planurile de ripostă. Locul, momentul și modul contraatacului asupra Iranului nu va fi făcut public decât până atunci când se face. Însă este destul de clar că Israel nu poate accepta situația așa cum e. Când o țară precum Iranul, o teocrație genocidară, care încalcă legea internațională din nou și din nou, care atacă indirect de zeci de ani de zile Israelul, și care și-a clădit în timp capacitatea de a ținti Israelul din aproape fiecare colț al Orientului Mijlociu și care a decis acum să ne atace direct, trebuie să plătească prețul pentru ceea ce au făcut. Și analizăm contextul geopolitic cu profesorul de științe politice Sergiu Mișcoiu de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, bun găsit, și director al Centrului de Cooperare Internațională. Bună dimineața, bine v-am găsit. Pentru început, domnule profesor, aș vrea să analizăm pe scurt contextul acestui conflict, dar în același timp și așezarea geografică, pentru a înțelege mai bine cum stau lucrurile. Conflictul dintre Israel și Iran se întinde pe o durată foarte lungă de timp, practic de la Revoluția Islamică din 1979, regimul de la Teheran, care a suferit anumite schimbări, însă acestea nu au fost deloc spectaculoase, a rămas o teocrație, așa cum a fost ea denumită, a avut o relație foarte proastă cu Israelul și a desemnat Statele Unite și Israelul ca inamici obiective ai Iranului. Și Iranul a făcut tot posibilul pentru a stimula toate forțele care se opun Israelului, Hezbollah-ul din Liban, Hamas-ul din Gaza, apoi milițiile șiite din Iran și mai puțin, dar totuși prezente în Siria, luptătorii Hufti din Yemen. Toate aceste forțe au fost pioni care au intervenit în relația cu Israel, au atacat Israelul în diverse momente ale existenței sale și odată cu începutul conflictului din Gaza și anume cu atacurile Hamasului din 7 octombrie, acest tip de conflict este unul din ce în ce mai aproape de unul deschis. Practic, lovitura care a obligat cumva Iranul să reacționeze într-o modalitate sau alta a fost atacul asupra consulatului iranian din Siria, o lovitură dată de Israel pentru a anihila un lider important al mișcării militare a Iranului, însă în același timp este pentru prima oară când Israelul a atacat o ambasadă, un consulat, în orice caz o reprezentanță diplomatică a Iranului în mod direct, și în felul acesta Israelul s-a așteptat de la bun început că va urma o retaliere. Și ceea ce am văzut sâmbătă pe duminica trecută, noaptea de sâmbătă pe duminică, au fost de fapt dorința a Iranului de a arăta că poate retalia, poate lovi, poate lovi masiv, și rezultatele sunt încă de discutat, în sensul în care ne putem întreba dacă nu a fost din contră o dovadă mai degrabă de slăbiciune decât de forță acest tip de atac care nu și-a atins țintele, care nu și-a propus nici măcar să atingă anumite ținte pe care probabil putea să le să încerce să le atingă, și s-a terminat cu anihilarea unei bune părți a arsenalului de care dispune Iranul, că nu ar dispune în continuare de arsenal important, însă modul în care s-a desfășurat atacul și apărarea concertată a Israelului
au dovedit în mod limpede că Iranul este foarte departe de a avea posibilitatea reală de a atinge ținte importante în Israel, neputându-se aștepta la altceva decât la o retaliere la rândul său din partea Israelului. Dar de ce a fost aleasă tocmai această dată? Tocmai s-a încheiat Ramadanul, a început pregătirea de Paște pentru israelieni. Este o, la fel ca data de 7 octombrie 2023, este o perioadă în care s-a presupus că există și o anumită relaxare din partea forțelor israeliene. Nu a fost deloc cazul, așa cum am văzut. Și, de asemenea, din punct de vedere simbolic, încheierea Ramadanului presupune și trecerea unor contingente importante ale armatei iraniene în poziție legitimă de luptă, dacă până acum ar fi fost posibile anumite restricții impuse de practicanții asidui unei religii susținute nu de către stat prin retorica sau oficial. Acum, practic, e cale liberă pentru a desfășura operațiuni militare de amploare. Ați văzut, populația din Iran este isterizată, cred că acesta este cuvântul, da. După ce regimul s-a confruntat în 2021 și 2022, în special, cu o serie de revolte, nemulțumind masele, pentru că situația socioeconomică este destul de precară și libertățile sunt practic inexistente. Acum, practic, regimul își cumpără din nou legitimitatea politică, adică prin, așa cum știu regimurile de acest tip să o facă, adică prin declanșarea unor războaie, desemnarea unor inamici externi și, în felul acesta, câștigarea unei unități naționale aparente. Da, ce s-ar întâmpla, domnule profesor, dacă acest conflict ar escalada în Orientul Mijlociu? Care ar fi consecințele? Și mă gândesc la cele economice, în primul rând. În primul rând, ar fi un dezastru economic pentru întreaga planetă. Știm că ar avea consecințe, în primul rând, asupra prețurilor petrolului, de asemenea asupra burselor mondiale, cu efecte de domino, practic, în toată economia. Practic, toți cei care au investiții și dividende se vor afla într-o situație destul de delicată și ne putem aștepta chiar la falimente ale unor firme importante, unor holdinguri, unor fonduri speculative care investesc în zonă. Și apoi există un risc de degenerare a unui asemenea tip de conflict, fiindcă, așa cum vedem, sunt piloni multipli, sunt angajate forțe care depășesc cu totul această regiune, vorbim de Statele Unite ale Americii, de Marea Britanie, care la rândul său a intervenit cu avioane în conflictul actual, oprind invazia rachetelor și dronelor iraniene, vorbim de Franța, care iarăși este prezentă și a documentat informativ, se pare destul de important ca aport în documentarea pe care a făcut-o Franța această operațiune, și vorbim de actori regional care vor trebui să se placeze și ei în stare de alertă, Turcia, Arabia Saudită și alți asemenea actori. Deci, practic, o degenerare. Ca să nu mai vorbim de Libia și Siria. Sigur că în Siria încă avem în continuare un război civil, în Irak avem în continuare un război civil între milițiile șiite, guvernul actual care este destul de apropiat a Iranului și acestor miliții, și o grupare sunită care pactizase anterior cu americanii, dar care ulterior s-a radicalizat la rândul său. Deci conflictul este multiform și o degenerare a acestui conflict poate să oblige beligeranții în diverse subconflicte, ne gândim la Yemen, de exemplu, sau la Siria, să intervină sub o formă sau alta, căutând să câștige teren, speculând ceea ce se întâmplă în cadrul acestui conflict. Spre exemplu, dacă Statele Unite vor folosi bazele aeriene din Siria pentru a face operațiuni militare aeriene sau poate chiar intervenții la sol, este de crezut că vor fi atacate
atacuri asupra acestor baze din partea forții miliților șiite, din partea altor asemenea actori, cu consecințe de rigoare. Deci e o explozie generalizată care poate să aibă chiar loc. Chiar dacă e la sute de kilometri distanță, efectele se vor resimți peste tot. Mulțumim, domnule profesor de științe politice Sergiu Mișcoiu, pentru intervenția la InfoPlus.